Câte animale aveți? Trei. Trei. Cu câteva zile înainte de termenul limită, sute de fermieri din Mehedinți s-au așezat la coadă pentru a-și depune dosarele ca să primească subvenții pentru animalele pe care le dețin. Anul trecut, pentru fiecare bovină, oamenii au primit 500 de lei. Sumele nu sunt suficiente, dar în vremuri de criză sunt o adevărată gură de oxigen. Suficienți nu prea sunt, că cumpărăm noteți pentru ele, cumpărăm care e zonă care nu se face. Ce să facem? Asta e. Câți bani ați primit anul trecut? 20 de milioane, 2000 de lei. Pentru câte bani? Pentru 4. Pe baza lor ne putem realiza cât de cât și întreține și dezvolta, poate. Da, și pe baza dezvoltării, dar altfel, fără fonduri și fără subvenții, nu ne putem realiza. Ziua de coasă e scumpă, benzina e scumpă, e foarte scumpă, nutrețul iar e scump, nu ajungă. Pe lângă banii puțini, oamenii se plâng și de lipsa unei piețe de desfacere pentru produsele lactate. Ca să întreții un animal e mult, e greu, mai ales ai vaci de rasă și ăștia, e greu, e mult. Trebuie multe, lucerne, uruială, toate alea, tărâțe, concentrate, nu? Slăbuți față de ele, ca să ieși pe piață. Și nu prea e piața. E foarte greu, dar trebuie să supraviețuim. Nu avem altă șansă decât pe zootehnie. Ce fel de produse vindeți? Lapte și mai vindem și brânză, dar mai puțină, dar laptele îl valorificăm. Cum? Cum îl valorificați? Păi, cum să-l valorificăm? Avem și abonați care le dăm și pentru strictul necesar. Fermierii din Mehedinți mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a-și depune dosarele la APIA. Termenul limită de depunere a cererilor este 28 octombrie 2013. Până în acest moment, la sediul agenției s-au înregistrat 2200 de solicitanți cu un număr de 11.471 de capete. Dacă ne raportăm la anul 2012, vom constata că s-au prezentat aproximativ 63% din beneficiari. De anul acesta se pot obține sume suplimentare atât pentru animal cât și pentru producția de lapte. De banii de la APIA pot beneficia fermierii care au minimum 3 vaci.